Stimate colegi, stimați colegi, câteva minute, poate chiar și secunde, pot face diferența între viață și moarte. Cu cât ajutorul ajunge mai repede la persoanele care au suferit un accident, cu atât șansele acestora de a supraviețui sunt mai mari. Ne gândim mereu la accidentele care au loc pe șosele, însă uităm că foarte multe dintre accidente se petrec în munți, iar acolo salvatorii sunt echipajele de la Salvamont. În urmă cu câteva săptămâni am fost contactată de către reprezentanții Serviciului Salvamont Neamț, adevărați eroi ai munților și salvatori a mii de vieți, care mi-au adus în atenție o problemă ce trenează din 2014 în Parlament și care le blochează activitatea și timpul de răspuns la accidentele din zona montană. Este vorba despre proiectul de lege prin care lucrătorii de la Salvamont vor putea utiliza semnalele luminoase și audio din dotare pentru a putea acționa mai rapid și pentru a salva cât mai multe vieți. Din discuția pe care am avut-o cu reprezentanții Salvamont din Neamț, acum 3 ani s-a încercat rezolvarea acestei probleme extrem de grave a sistemului de urgențe. Chiar dacă unitățile de Salvamont aparțin administrativ și organizatoric administrației publice, județene sau locale, ele sunt și acționează ca servicii de salvare în regim de urgență și se află în structura operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Totuși, în desfășurarea activității, echipele de salvare montană întâmpină întotdeauna mari dificultăți pe drumurile publice, în deplasarea de la bazele de salvare către locațiile accidentelor sau de la acestea către unitățile spitalicești, cu autovehiculele de intervenție, pentru că nu au posibilitatea de a folosi semnalele acustice sau vizuale pe care le au în dotare și care pot să le asigure prioritate în trafic, ceea ce face ca timpul de răspuns la eveniment sau cel de transport a accidentaților să fie foarte mult întârziat. Acest lucru poate avea efecte negative ireversibile asupra persoanelor accidentate în munți. Acum 8 ani, proiectul de modificare a trecut de Senat, însă, din păcate, au venit alegerile și proiectul pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului, numărul 195 din 2002, privind circulația pe drumurile publice, a fost blocat la Camera Deputaților. Mă bucur însă că, în urma discuțiilor pe care le-am avut în Parlament, în cadrul grupului PSD, acest act normativ va intra pe ordinea de zi și va primi votul pentru a îndrepta o situație aberantă. După aproape 8 ani, un proiect de lege extrem de important pentru salvamontiștii din România va deveni lege. Este târziu, foarte târziu. Salvamontiștii aveau nevoie de această reglementare de ani buni. Doamnelor și domnilor, acest proiect de lege nu este pentru salvamontiști, ci este pentru binele oamenilor pe care îi salvează. Am înțeles foarte bine de la salvamontiști că orice minut contează atunci când salvează un om pe munte. Noi putem doar să le oferim cadrul legal pentru a ajunge mai repede la persoanele aflate la nevoie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!